Salutare tuturor! Eu sunt Tudor, elev în clasa a 6-a și prin intermediul acestei resurse veți afla dacă sunteți sau nu un bun ascultător. Veți afla de asemenea cum puteți deveni buni ascultători și despre importanța ascultării active. Acum veți urmări un scurt dialog dintre Ana și Vlad. Am rugămintea să fiți atenți la conversația dintre cei doi. Hei, Ana! Am luat o notă proastă la mate și nu știu cum să le spun părinților mei. Sunt supărat și dezamăgit de mine. Super! Ce ziceai despre părinții tăi? Scuze, nu te-am auzit. Lasă, nu-i nimic. Oricum trebuie să plec. Ok, Vlad, dacă te pot ajuta cu ceva să-mi spui. Puteți pune pauză pentru a răspunde la întrebări. Ce ați observat? Cum s-a comportat Ana? Cum vi s-a părut comunicarea dintre cei doi? Cum credeți că s-a simțit Vlad? Dar, Ana, vi s-a întâmplat și vouă să stați de vorbă cu un prieten și să constatați că acesta nici nu v-a auzit? Cum v-ați simțit atunci? Ascultarea activă este un element important în comunicare. Este modalitatea prin care acordăm atenție completă la ceea ce transmite o altă persoană. Ascultarea activă implică să arătăm interes, să acordăm timp și să nu întrerupem. Ascultarea activă este o abilitate necesară pentru construirea unor relații bazate pe înțelegere, respect și încredere. A fi un bun ascultător înseamnă mai mult decât a lăsa pe celălalt să vorbească sau a fi în preajma celui care vorbește. A fi un bun ascultător înseamnă a înțelege mesajul transmis și dincolo de cuvinte. A înțelege emoțiile celui care comunică. Iată cum poți deveni un bun ascultător. Evita să fii distras de propriile gânduri sau alte elemente, precum telefonul sau alte elemente din mediul înconjurător. De exemplu, această superbă mașină. Concentrează-te asupra celui care vorbește și asupra subiectului. Privește-l în ochi pe cel care vorbește, fixează-l cu privirea, dar nu insistent. Dă din cap în semn de aprobare și reflectează la ce spune. Poți folosi expresii ca: înțeleg că îți vine greu să le spui părinților despre notă, sau cred că e greu pentru tine să treci peste asta. Nu judeca ceea ce transmite vorbitorul. Lasă să termine ce are de spus și nu te grăbi să tragi concluzii. Nu pierde timp să te gândești ce urmează să spui tu. Acest lucru te poate face să nu mai fii atent la ce ți se comunică. Mulți oameni au nevoie doar să fie ascultați. Nu au nevoie neapărat de soluții. Nici nu încerca să oferi răspunsuri, decât dacă ți se cere acest lucru. Poți să pui întrebări, dar nu îl întrerupe pe cel care vorbește. Lasă-i timp până când face o pauză. Vă invit să vă gândiți la toate soluțiile prezentate pentru a fi un bun ascultător și să adăugați și voi o idee personală, ceea ce vă ajută și pe voi atunci când comunicați cu prietenii. Ce ar mai trebui să facă un prieten atunci când îi comunici ceva important ca să arate că ascultă cu atenție? Discutați în perechi cu colegul de bancă și propuneți o idee. În general, oamenilor le place să fie ascultați, în special celor de vârsta noastră. Așa că poți începe de azi să fii un bun ascultător. Ascultarea activă este o abilitate pe care o poți dezvolta și care te poate ajuta să ai relații pozitive cu ceilalți, bazate pe încredere. Mult succes în dezvoltarea relațiilor de prietenie!